Salut, internet! Faza e în felul următor. Eu filmez chestia asta, ce zi azi? Marți! Chestia asta o să o pun cumva în vlogul de luni. Pentru că ieri am filmat 3 chestii, una puțin mai lungă, în care povesteam ce s-a întâmplat cu trotineta mea, dar microfonul rămăsese fără baterie și nu se aude. Așa că o să vă povestesc aici și o să fac o chestie inedită de data asta cu Ionesca. Prima chestie. Trotineta este stricată, nu avem ce să facem cu ea, o să o trimitem înapoi, o să luăm banii pe ea și o să luăm altă trotineta. Se întâmplă. Oricum, cadoul Ionesca este genial și mă bucur că a deschis această cutie a Pandorei numită trotinete electrice, pentru că vreau să îi iau și ei una și vreau să mergem în clan minuscian complet la muncă cu trotineta electrică. Știți că povesteam, eu v-am întrebat la un moment dat de ghiozdănele alea pentru Sășica. O să fie super tare, adică o să fie super tare. A doua chestie. În vlogul de astăzi, împreună cu Ionesca, o să facem o ediție specială de Crăciun în care o să povestim chestii despre Crăciun, făcând o chestie simbolică a Crăciunului. Adică o chestie pe care toată lumea o face de Crăciun, în special noi. Imediat. Eu nu m-am uitat pe întrebări. Adică la mine chiar o să fie răspuns. Eu le-am scris, dar m-am uitat. Adică, dar e păi fain. Dacă le-ai scris tu, normal că știi. Logic. Dar deci am scris 5 întrebări acolo pe file. Trebuia să scriu și eu 5, dar am 8 inspirație. Și Georgiana e probabil că o să-i vină inspirația pe parcurs, da? Sau nu. Sau nu. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, sarmale! Făcută de mama mea. Cele mai bune. Are și Sasha ceva aici. Și Sasha are piept de rață deshidratat. Poftim, mami, și tu. Perfect. Gata, toată lumea e fericită. Bine. Înainte de prima sarma. Eu trebuie să iau o gură, că nu mai pot. Deci nu mai pot, serios. Care a fost cel mai dubios Crăciun? Pe care l-ai avut. Dar n-am avut Crăciunul dubioase. Dar toate Crăciunile au fost în familie, adică... Pe bune? Da. Adică... Dacă nu s-a întâmplat nimic ciudat într-un Crăciun la tine? Nu. Bine, hai că vă zic eu un Crăciun, dar nu dubios. Mi se umflase o măsea. Nu, mi se umflase. Mi se umflase fața de la o măsea. Și pur și simplu aveam toată fața umflată. Și l-am petrecut acasă și Crăciunul și Revelionul cu familia. Și a venit și a stat la mine, că a stat și mi-a ținut de urât un tovarăș foarte bun. Snoop, nu știu dacă se uită acum, el e plecat la muncă în Marea Britanie, a mai apărut la mine în vloguri. Și a stat cu mine tot Crăciunul, ne-am uitat la filme, ne-am jucat. Și de atunci a rămas o vorbă că eu sunt zeppelin, pentru că eram foarte umflat. A fost un Crăciun foarte dubios, pentru că nici nu puteam să mănânc foarte bine din cauza... Dar a fost un Crăciun dubios. Crăciun stat în casă. Și nu ai avut niciun Crăciun ăsta în care ai fost bolnavă, în care... Nu. Ionesca. O persoană perfect normală. Întrebarea numărul 2. Sasha, mami, tu ai mâncat? Este, când ai aflat treaba cu Moș Crăciun? Mamă. Am zis-o așa, ca să... Poate să uită copii, nu știu. Băi, deci a fost îngrozitor, frate. Aveam... 6 ani, știu și ce am primit? Cadou. Pentru că i-am văzut pe mine când a pus cadou. Deci a fost îngrozitor. Dar și ai făcut conexiune atunci pe loc? Imediat și ca să vezi că n-am copil fără minte, am un prieten foarte bun, Dani, care este mai mic cu 2 ani ca mine. Și i-am spus și lui. Dar nu mi-am dat, adică zis, mai, nu mi-am dat seama, știi că fac... Și cum ai reacționat? M-au luat deoparte părinții să-i spun că nu, că nu e adevărat, că la chiar era numai, adică dacă aveam 6 ani jumate, el avea 4 ani jumate. Da, a fost îngrozitor și am primit, astea sunt mirositoarele mele, am primit cadou în anul ăla un ceas care avea în loc de secundar un păianjen care se mișca, deci era super șmecher, era ceasul pe care am avut o perioadă în care îmi plăceau foarte mult ceasurile și de fiecare dată de Crăciun îmi doream un ceas. În anul ăla am primit un ceas alb cu păianj, în anul următor am primit un ceas portocaliu. Deci în fiecare an... Și anul trecut ai primit un Apple Watch. Un Apple Watch, da. Băi, eu sincer nu mai țin minte exact când mi-am dat seama,
Dar cel mai probabil mi-a spus unul dintre frații mei, pentru că frații mei tot timpul îmi stricau toate surprizele. Și cred că mi-au zis la un moment dat, bă! Știi? Nu există. Da, cam asta a fost. Trist. Trist. Next. Deci nu pot să mănânc, că așa stă în parfăria mea și mi-e milă de ea. Vrei să mă mut eu lângă ea? Nu, vreau să mănânc și mănânc pe aia. Care este colindul tău preferat? Cred că dom-dom să înălțăm. Și ăsta e al meu, dom-dom să înălțăm. Serios? Da, dar am aflat o chestie super ciudată, am citit un articol recent. Ce, nu se cântă de Crăciun, se-ți cântă? Ba da, se cântă de Crăciun, dar se cântă și a intrat în ADN-ul nostru al românilor din perioada comunismului. Deci în perioada comunismului ăsta era singurul colind acceptat de Partidul Comunist Român. Nu cred. Și dacă e să ne gândim puțin dom-dom să înălțăm, n-are nicio legătură cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Dom-dom să înălțăm, am plecat să colindăm, când boierii nu s-a acasă, dom-dom să înălțăm. Cum era? Dom-dom să înălțăm, când boierii nu s-a acasă, dom-dom să înălțăm. Că au plecat la vânătoare să vâneze căprioare, dom-dom să înălțăm. Să facă din pielea lui, dacă căprioare n-au vânat și au vânat un iepuraș, să facă din pielea lui veșmânt, nu știu cum, Domnului. Da. Deci n-are nicio legătură cu nașterea Domnului. Știi? Doar, știi? Și ăsta e... Îmi place, cred că îmi place... Ritmul. Da, da, e mișto și e bucata aia de respiu. Aia e mișto, da, exact, da. Și mie îmi place. Dar n-are nicio treabă cu nașterea, adică... Am înțeles. Comunismul! A treia întrebare. Hai, mănâncă sarmale, măcar unul dintre noi să mănânce. Gata, am pus farfuria pe masă, nu mai... Cel mai tare cadou de Moș Crăciun. În fiecare an am primit un cadou tare, ce naiba, ce întrebare e asta? Mă pui într-o situație dificilă. Nu, băi, sigur, că e cel mai tare. Faza e că eu sunt senil și eu uit, adică eu mai țin minte doar ultimele două cadouri. Anul trecut, acum 2 ani, mi-a luat puloverul la super tare, pe care nu știu, cred că l-am pierdut sau ceva gen. Nu, dar cel este mai tare, dulap, deci pentru mine cel mai tare cadou de Crăciun este totdeauna ultimul cadou. De exemplu, trotineta defectă. Da, se mai întâmplă. Dar este cadoul meu preferat. Nu știu, că în fiecare, adică e simplu că tu, adică tu ai simplificat foarte tare treaba, dar pentru mine e destul de complicat pentru că în fiecare an înseamnă ceva, știi, cadoul ăla. Adică chiar dacă au fost obiecte sau nu, dar adică nu pot să aleg. Toate la timpul ăla au însemnat cel mai tare cadou, știi? E super tare, Ionesca. N-am cum să aleg. Super tare. Next. Brad natural sau Brad Pitt? Băi, știu că o să mă înjurați, dar Brad natural. Și mai ales că acum sunt o felul de, cum îi spune, de... Cum se numesc? Crescătorii? Ah, da, da, da. Nu, asta era doar o întrebare la glumă, nu? Și noi preferăm bradul natural, chiar dacă îl tăiem cum ar veni. Noi anul ăsta am văzut un înghiveci, dar nu s-a putut că era prea mic. Dar faza e că brazii ăștia chiar sunt plantați pentru bine... asta. Pentru asta, adică omul are frumos o plantație și se gândește cât durează, 2 ani sau cât crește asta. Și are frumos, țac, 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 taie, plantează. Și după aia ia de ce a plantat acum 2 ani. Și tot așa, adică e... ciclică treaba, e un business. Da. Nu, mi se pare că, adică, într-adevăr, brazii artificiali, unii dintre ei sunt mult mai frumoși decât cei naturali, cu toate că în ultimii ani am avut tot timpul brau foarte frumos. Nu știu, mi se pare că, știi, acele alea care sunt pe jos, haosul ăla, care se face când trebuie să-l strângi miros, tot adică nu se compară, ăsta, da. E bestial. Nu se compară. Chiar o bucurie foarte mare pe care ți-o aduce un brad natural în casă, mirosul, tot, adică... Mizeria. Mizeria, da, exact. A căzut. Și ultima întrebare. Maria, nu mănânci. Cea mai tare invenție a Crăciunului? Luminițele. Astea electrice. Știi că înainte se puneau lumânări aprinse. Și mai lua foc. Da, ăsta. Aceasta mi se pare cea mai tare fază. Luminițele. Deci eu sunt obsată de luminițe. Iubesc luminițele. Deci pentru mine cea mai tare invenție, care din păcate nu mai este în România, probabil că cine știe de ce, era Pepsi Blue. Ah. Nu știu dacă mai țineți minte Pepsi Blue, dar frate, frate, deci era atât de bun și era super tare în combinație cu vodka. Da, din păcate. Și mai era una. Ah, nu, astea sunt. Gata. Da, astea sunt. Tu ai vreo întrebare? Orice întrebare.
Da, care e mâncarea ta preferată de Crăciun? Bună întrebare! Salata de băf, care e mare, poate fi făcută oricând. Dar da. Pentru mine e obsedat de salata de băf. Din păcate, am uitat să iau de la mama. Da, motivul pentru care ești obsedat de salata de băf, de exemplu, că salata poți să o mănânci oricând, oricum. Adică ai luat-o din frigidera rece, ai băgat cu pâine și aia e. E mâncarea mea preferată de între filme, știi? Sau în timpul filmelor. Asta trebuie ca să sarmalele trebuie să le încălzești, să pana mea e... Salata ai luat-o frumos, pa, 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 că ai băgat-o la ghiozdan, toată lumea e fericită. A mea este șoriciun. Adică de Crăciun știu că Crăciun e ca șorici și asta este cumva înrădăcinată și cumva în sufletul meu, pentru că mi-aduc aminte de vasului și de bunicii mei, unde mă duceam când eram mică și tăiau porcul. Nu am participat, cred că o singură dată și a fost destul de dubios, dar îmi păstra bunica întotdeauna. Păstra bunica, era o bucată, nu știu să vă spun de unde exact, deși orice că era foarte, foarte moale și țin minte că tot timpul îmi păstra și zicea, uite bunică, ți-am păstrat. Și tot timpul am amintirea asta. Ce amintire frumoasă. Da. De șoriciu. Este preferatul meu de Crăciun. Cool. Bun. Păi, asta a fost ediția noastră specială de Crăciun. Un vlog pe care l-am făcut acum pentru că ieri efectiv n-am filmat nimic. Am mers dintr-o casă în alta, am fost de la e-mail la Georgiane, la Georgiane, la e-mail, am tot plimbat, am tot mâncat ca porcii. Ne-am uitat la Netflix, la The Crown, vi-l foarte recomand, este sunt două sezoane. Genial, genial, genial. Corona, The Crown, este incredibil, cu regina Elisabeta a doua a Marii Britanii. Doamne, prin câte a trecut duduia asta, cu coana asta, incredibil. Da. Câștigătorul căștilor va apărea. Unde va apărea Georgiana, câștigătorul căștilor? Aici. Iar câștigătorul boxei, doamnelor și domnilor. Câștigătorul boxei este... Bum! Felicitări! Așteptăm de la voi mesaje private cu adrese la care să vi le trimitem sau dacă vreți să veniți să le luați personal. Vă mulțumim tuturor că ați participat la toate concursurile astea pe care le-am făcut în perioada asta. Sper că v-au plăcut surprizele pe care ni le-am făcut. Noi plecasem inițial de la ideea să ne oferim și experiențe, dar din cauza faptului că nu prea avem timp, am renunțat la ele. Bine, a fost sfârșitul ăsta de an foarte aglomerat și la birou, adică chiar au fost foarte multe și n-am avut timp. Adică ne-am rezumat la cadouri fizice care, din punctul meu de vedere, au fost un succes, cele pe care mi le luam mie și sunt convins că și cele pe care ți le luam ție. Eu chiar sunt, nu știu, adică totul mi s-a părut că s-a potrivit foarte mult și sper că v-am inspirat și pe voi să le faceți celor dragi cadouri. Avem câteva victime care au cumpărat luna. Da, sunt sigur că voi. Am primit un mesaj la cineva că și-a luat și norul. Ah, super. Deci a început nebunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că vă uitați zilnic la vlogul ăsta. Sper că ați avut un Crăciun liniștit alături de familie și de Netflix și de sarmale. Ce să zic? Și ne vedem mâine. Ne vedem practic. Mâine cu un vlog elegant, cinstit, corespunzător. Să știi care este îmbrăcată în verde, culoarea Crăciunului. Da. Suntem cam așa, cam pe melancolie, cam pe relaxare de Crăciun. Pentru că am avut un an super agitat. O să fac zilele următoare, o să încep să muncesc la retrospectiva anului 2017. Este foarte greu. Pentru că a fost un an extraordinar de dement. Adică am perioadă cel mai agitat și cel mai frumos an din viața mea, care perioadă că va fi întrecut doar de anul 2018, când ne vom căsători și am făcut niște planuri, adică să zicem că ne-am luat, sunt două vacanțe bătute în cuie în afara țării și plănuim una huge pe sfârșit de an. Avem niște planuri extraordinare de aglomerate. Da, pentru 2018. Deci rămâneți aici pe canal. Dacă n-ați dat subscribe, dați subscribe pentru că urmează o nebunie de 2018. Dar până atunci o să vină retrospectiva lui 2017. O să vină o vacanță de Revelion foarte mișto la Căsuța cu Pridvor, unde am fost anul trecut la Baran. Deci pregătiți-vă pentru cadrele alea sper tare cu drona. Da, ce să zic? Gata, Marian, hai că avem vorbit. 14 minute, ajunge.
V-am pupat să mâncați puțin. Tăi faime în colebil, știți voi. Felicitări câștigătorilor, mulțumim pentru participare, like, share, alea, pa! Ciao!